O crimă planificată timp de aproape o lună până în cele mai mici detalii, iar printre suspecții este și o moldoveancă. Oamenii legii au prezentat astăzi filmul omorului din sectorul Râșcani, unde un individ a deschis focul și l-a ucis în plină zi pe cetățeanul turc, caz care a zguduit opinia publică. Colega noastră, Valeria Tăbârț, a urmărit declarațiile și vine cu amănunte. Valeria, bună ziua, te ascultăm! Bună ziua, Leanca, bun găsit, doamnelor și domnilor! După aproape două luni de la omorul în plină stradă a unui cetățean turc în sectorul Râșcani al capitalei, autoritățile anunță că are trei suspecți. Killerul și unul dintre complici sunt cetățeni străini. Killerul a fost anunțat în căutare internațională, iar cei doi complici, printre care și o femeie din Republica Moldova, au fost reținuți. Poliția nu ne-a dezvăluit identitatea lor. Potrivit investigațiilor, cei trei au pregătit un scenariu crimei. Cu o lună înainte, aceștia au închiriat un apartament în Chișinău, dar și mai multe automobile. Trotineta cu care s-a deplasat killerul la locul crimei a fost procurată la fel ca și arma. Un alt detaliu dezvăluit de polițiști și procurori este faptul că după săvârșirea omorului, killerul a părăsit țara prin punctul de trecere Leușeni cu destinația Italia. La data de 15.06, Republica Moldova, prin aeroportul internațional Chișinău, cu ruta Larnaca-Chișinău, intră doi cetățeni străini, unul care este killerul. Aceste două persoane au fost preluate de către o cetățeancă a Republicii Moldova, care este al treilea complice, care, conform analizelor făcute pe parcursul mersului urmăririi penale, s-a constatat că, de fapt, este și concubina complicelui numărul 1. Aceste două persoane, deci killerul și complicele numărul 1, anterior au mai fost pe teritoriul Republicii Moldova. Aceste persoane anterior au fost, conform cercetărilor efectuate de către colegi, s-au stabilit că anterior au fost fixați în unele tiruri din Chișinău, unde mergeau la trageri împreună. Ziua comiterii omorului. Prima imagine video care a apărut și în spațiul public este orele 11:15 minute. Dacă o să ne uităm din dreapta spre stânga, merg acțiunile într-o circumstanță, și dar vedem stânga bicicleta, prima traversare, strada Kiev, petrecerea de pietoni. Deci 11:31 avem omorul propriu zis, killerul. La data de 10.07, orele 13.30, are loc îmbarcarea în rutiera care se deplasează spre Iași. La 16.25 a părăsit teritoriul Republicii Moldova prin Vama Sculin. Practic, la câteva zile după săvârșirea omorului, organele drept practic era foarte clară imaginea infracțiunii, rolurile persoanelor și mai departe. Dar din anumite raționamente tactice s-a decis ca nu spune publicului larg această informație, periclitam, exista riscul să periclităm mersul urmării penale și în general să obținem căreva rezultate pozitive. Astfel, la data de 5 august 2024 a fost identificat, au fost acumulate probe absolut suficiente pentru anunțare, pentru punere sub învinuire a executorului nemijlocit a săvârșirii infracțiunii și a celor doi complici, care au fost puși sub învinuire pentru autorat la omor și respectiv complicitate la omor. Pe privința persoanelor a fost emis ordonanța, anunțați în căutare internațională, cu aici presupune cu emiterea câte o mandat de arestare preventivă. La data de 30 august 2024, unul din complice, adică complicele numărul 1, a fost reținut pe teritoriul Marii Britanii. La momentul actual urmează să clarificăm procedura dacă este posibilă sau nu extradarea acestuia. În caz contrar, legea ne dă mai multe alternative de acțiuni care urmează să fie făcute.